și bine ai revenit la noi. Te regăsești? Ce faci? Adevărat a înviat. Foarte bine. Tot frumoasă ești, tot fermecătoare. Te rog frumos să luăm un loc pe canapea. Nu alerga? Spune-ne un pic despre album. Deci ai lansat un album? Am lansat primul meu album, da. Care se numește? Se numește chiar Ioana Ignat. Iată. Pentru că inspirația principală a fost, au fost experiențele mele, sentimentele mele. Și este ca o carte de vizită și mi s-a părut cel mai potrivit nume. Da, lucrezi de ceva timp la el. Are 23 de piese, nu? Da, 23. Am lansat doar 18 momentan, dar arată superb. Da. Nu că e coperta mea, dar chiar arată. Chiar arată superb. Și tipa de pe coperta arată superb. Asta foarte mișto. Da, vor mai fi încă 5 piese, momentan am lansat doar 18, lucrez de vreo 4-5 ani la albumul ăsta. Foarte tare. Pentru că nu am plecat cu gândul să fac un album, s-au adunat în sute de ore de studio, știi? Să le spunem anul că poți să găsească 18 melodii dacă intre pe YouTube și caute Ioana Ignat, canalul de YouTube cu Ioana Ignat, poți să le asculte acolo, da? Poți să lase și sau un comentariu. Spotify, sau unde Ascultă ei, unde au platforma, caută Ioana Ignat și să se bucure de muzică. Sunt piese compuse în mare parte de tine? Da, majoritatea sunt compuse de mine, am mai colaborat și cu alți writers super talentați, Bianca Dragomir, Anastasia Sandu, Iordan, Vlad, foarte mulți, nici nu aș putea să-i zic pe toți acum, că sunt mulți oameni implicați. Foarte frumos, eu mă bucur mult de tot, astăzi o să ne cânti una dintre piese. Da, da, chiar printre preferatele mele, asta este... Cum se numește? O poveste de iubire și a fost inspirată eu cu colegii mei, ne-am gândit la doi oameni care îmbătrânesc împreună. Și fiind un album inspirat din viața ta și despre viața ta, te-ai gândit la tine? Te-ai vizualizat acolo? Da, da, normal, m-am vizualizat și pe mine, dar mai sunt și piese care nu sunt inspirate chiar din viața mea. Dar, da. O poveste de iubire. Așadar, piesa pe care o să ne cânte live Ioana Ignat imediat. Dar mai povestește-ne un pic așa, că zis că are totuși sufletul tău pus acolo. Da, păi... Acum mi-e greu să mă gândesc la toate 18 piese, dar sunt și piese de dragoste pozitive, sunt și piese mai puțin pozitive, pentru că viața nu e tot timpul roz. Dar este un album de care sunt foarte mândră și sunt foarte recunoscătoare și mă bucur că am reușit să-l lansez, pentru că îți trebuie o disciplină să reușești să-l lansez. Dar tocmai de asta l-ai pe Corneliu, nu? Corneliu, managerul meu, da, Media este... Pro Music, Universal Music, no, foarte Corneliu, mulți oameni implicați. Un băiat foarte... Și Teo... Ridic așa cu mâna să te repereze camera, să vadă un băiat talentat și foarte muncitor. El este omul care managerul se ocupă... Proiectului, managerul da, proiectului, și Teo, tot de la PR. Foarte frumos. Sunt aici echipă, cu toată echipa, cu toată trupa. Mă bucur mult de tot pentru tine. Mulțumesc. Au ascultat albumul și surorile? Și surorile, pentru da. Pentru tu ai 4 surori, nu? 4 surori și 2 frați, da. Și toți au ascultat? Siguranță, la noi în casă doar Ioana Ignat se ascultă. Atât să mă puteți zis. Nu, dar vreau să zic altceva. Fiecare să zică, fată, mi-e place piesa asta, nu mi-e asta, lansează-o întâi pe asta. Nu a fost așa? Sunt nerăbdătoare să lansez următoarele 5 piese. Și eu sunt la fel de nerăbdătoare. Că acolo este una din piesele mele preferate. Care se numește? Se numește Te strig. Pe cine strigi tu, Ioana? Strig pe cineva care nu mă aude și eu tot strig și țip și nu mă aude. Și până la urmă? Și până la urmă nu mă aude. Deci tot nu te aude? Nu mă aude, dar o să auziți piesa și o să vedeți despre ce este vorba. Nu vreau să vă dau prea multe detalii. Dacă strigi atâta, nu răgușești? Răgușesc, dar m-am obișnuit. Că eu dacă sunt tot timpul cu cântatul, cu concertele, sunt obișnuită să fiu răgușită. Deja nici nu mai știu cum sună vocea mea natural. Nu, că sună super vocea ta natural. Mulțumesc. Dar vreau să zic că atunci când țipi, când urli la cineva, știi? Da, păi ce, tu nu țipi? Ba da, țipi în fiecare zi aici la emisiune, crede-mă. Bun, ești aici cu bandul, ați și repetat înainte. O să ne cânti live piesa aceasta, da? Da. Perfect, de Paște ai fost acasă? Am fost acasă, am încercat să împac pe toată lumea. Știi cum e greu în 3 zile să împaci pe toată lumea. Am stat un pic și cu familia de aici și cu familia de la Botoșani. Am fost pe drumuri așa, împăcat pe toată lumea. Și tu ești împăcată? Da, sunt atunci foarte asta bine, e tot ce sunt contează. Foarte binecuvântată și... Asta e tot ce contează. Și îmi place se că întâmplă tu te... lucruri extraordinare. Și îmi place că tu te-ai îmbrăcat în alb și băieții mulțumesc. Negru. Da. Iată, alb și negru, yin și yang. Foarte frumos. Ioana, să ai multă baftă. Mulțumesc. Oameni buni, uitați-i pe YouTube, pe Spotify, unde ascultați dumneavoastră muzică, căutați Ioana Ignată și găsiți acest și album. Am lansat și videoclipul la piesa da. Asta. Deci vedem și noi imagini de la videoclip?
Vedeți pe YouTube. Perfect, căutăm pe YouTube. Asta e. Ce crezi că nu avem și noi YouTube, avem și premium, na, să căutăm. Perfect, Ioana, îți mulțumim mult de tot. Să ai baftă, să aveți succes. Băieți, vouă ce piesă vă place cel mai mult din cele 18? Și asta e foarte bună. Toate, toate îmi plac. Zi una, trebuie fiecare câte o piesă. Te caut iar. Te caut iar. Te caut iar. Păi de asta zic că fiecare are câte o piesă la microfon. Ați văzut cum se vorbește aici? Asta e cea mai bună piesă, să duc cântăm acum. Asta e cea mai bună piesă. Asta e, mă, stopa. Iartă-mă, iartă-mă asta. Ascultați un sărut de pe Deci dacă tu ai iubit cândva. Dacă tu ai iubit cândva, da. Băi, deci toată lumea de asta zic, toată lumea se regăsește în câte o piesă și asta este tot farmecul și toată frumusețea. Ioana, să ai baftă, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Deci piesa se numește O poveste de iubire. Ia uzi, Cristi Mitrea, ce ar fi putut fi și pentru tine. Este despre noi o poveste de iubire. Am trăit vreodată o poveste de iubire. Cine a trăit vreodată o poveste de iubire? Sau care trăiește, că este și pentru prezent, nu e o piesă și pentru cei care vor trecut. Trăi. Și cei care vor trăi, exact. Ioana Ignat live, oameni buni, bucurați-vă de muzica ei, o fată foarte talentată, iar apoi vine la Sosurile Picante, prietenul nostru, Tudor de la Fly Project, dar până atunci, live, Ioana Ignat! Un film romantic, ușor dramatic, cu fapte reale, neregizate. Eu și cu ea, doi actori, erau supereroi, nu jucau niciun rol atunci când se iubeau. Se iubeau și nu le pasă, nu își doreau nimic altceva. A fost o poveste de